26 aprilie, Ioan 2, la 6 la 9. Și acolo erau șase vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-au umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus, Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scosiseră apă știau, a chemat pe mire. Șase vase de piatră Ce mari bogății sunt ascunse în cuvântul lui Dumnezeu! Este o mină în care cu cât sap mai adânc, cu atât mai valoroase sunt pietrele scumpe pe care le găsești. În textul nostru de azi este vorba de șase vase de piatră. Ce este deosebit aici? Da, chiar aceste vase ne vor ține o predică importantă. Domnul Isus a vrut să facă o minune și totdeauna o minune divină este un act supranatural. De aceea este fără rost a explica și a încerca să cauți cu cuvinte omenești să descrie o minune divină fiindcă dacă se poate explica omenește minunea, atunci nu mai este minune. La o minune dumnezeiască, divină, este puterea lui Dumnezeu la lucru. Totuși, vedem că aceste șase vase, la minunea aceasta, au avut un rol important. Observăm că aceste șase vase erau din piatră, deci din material simplu. Acestea au fost umplute cu apă, apă normală, până sus. Și abia atunci s-a întâmplat minunea. Iisus a transformat apa normală din vase normale, prin puterea lui divină, în vin. Ce ne spune aceasta? Ne spune că suntem asemenea acestor vase. Din noi înșine nu putem face nimic divin. Noi nu putem cu înțelepciunea noastră și cu sforțările noastre să aducem oameni la credință în Iisus. Noi suntem asemenea vaselor numai vase simple. Dar Dumnezeu are nevoie de vase pentru ca să fie descoperită a tot puternicia Lui. Are nevoie de vase ca să toarne în ele apa vie a Lui, ca să dea peste vase și să astâmpere setea oamenilor. De asemenea, vedem că această apă turnată în vase nu ar fi fost în stare să mulțumească pe ca fiind o băutură bună. Așa este și cu ceea ce avem în noi. Nu este în stare să stăm pe oamenilor și să producă minuni. De-abia puterea divină a acționat și a făcut din apă vin. Așa să facem și noi cu tot ceea ce posedăm și chiar ceea ce El ne-a dat să punem în mâinile lui Isus. Și El binecuvântând va face darul nostru capabil să ne dea ceea ce avem nevoie. Viață, mânghiere, mântuire, pace și libertate. Dumnezeu caută vase goale și curate pe care El le poate umple, ca prin ele și prin ce a pus în ele să descopere puterea sa minunată. Ești un asemenea vas ce nu este nimic prin el însuși, dar la dispoziția sa în tot ceea ce poate face? Fără vase, Dumnezeu nu își poate descoperi puterea dumnezească.